În numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre lauda și slava lui Dumnezeu, deschidem învățăturile din acest sabat de după amiază cu imnul numărul 461, Dulcea chemare azi încă răsună. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, că Tu ne chem la Tine, Doamne. Îți mulțumim, Tată bun și sfânt din ceruri, că ești Dumnezeul nostru cel sfânt și ne dai învățături bune și la timp. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care îl vom asculta în această oră. Te rugăm, ajută-ne să-L punem în practică. Îți mulțumim că vei fi cu noi mai departe și nu ne vei lăsa singuri, că fără Tine nu putem face nimic. Iartă-ne pentru tot ce am greșit înaintea Ta și ajută-ne, Tată bun și sfânt, ca să fim cu Tine până în veșnicii. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.
Mulțumim pentru muzică. Sper că v-ați odihnit în după amiaza aceasta, pentru că avem ceva mai multe versete pe care să le urmărim și va trebui să avem o atenție bine direcționată. Vreau să vă amintesc și astăzi ce v-am spus și altădată. Ce spun eu aici nu-i literă de lege. Eu vă spun ce am înțeles din studiile mele. Eu vă dau doar o temă pe care vă invit să o studiați acasă. Și vreau să vă mai spun ceva. Vă rog să nu mai citiți Biblia. Biblia nu e o carte de lectură. Studiați Biblia, frații mei. Studiați-o cu rugăciune, cu creionul în mână și comparând verset cu verset. Când studiem Biblia, trebuie să înțelegem contextul în care a fost scrisă, contextul în care Dumnezeu a spus ce a spus, ca să putem înțelege chiar ce a vrut El să ne transmită. Urmăream mai de mult un sondaj de opinie pe stradă. Și oamenii erau întrebați dacă mai cred că există înviere corporală. Și uimitor, într-o țară creștină, oamenii, rari sunt oamenii care mai cred într-o înviere corporală. Și am stat și m-am întrebat, dar de ce? Că oamenii își iubesc trupurile lor, le hrănesc bine, le îmbracă bine și atunci? Și mi-am dat seama că, de fapt, ei știu ceva, că dacă există înviere corporală, există și judecată. Și oamenilor nu le place judecata. Astăzi vreau să discutăm despre câteva aspecte despre judecată. Când vorbim despre judecata de apoi, noi o asociem cu judecata din instanțele pământești. Și nimănui nu-i place să fie chemat la un tribunal sau mai știu în ce instanță, ca să dea socoteală pentru ce a făcut. Și de aceea oamenii nu iubesc judecata. Oamenii cred că judecata este o veste rea, dar de fapt ea este o veste bună.
Cei mai mulți oameni, când se gândesc la judecată, își imaginează toate persoanele care au trăit vreodată pe fața Pământului, venite în fața tronului lui Dumnezeu, Dumnezeu pe tron, că este judecătorul, și caracterul fiecăruia trece prin fața lui Dumnezeu și este analizat. Acolo trebuiesc martori, trebuiesc dovezi, trebuiesc probe, argumente, și apoi Dumnezeu va trage concluzia. Dar dacă noi ne imaginăm judecata de apoi așa, negăm un atribut foarte important al lui Dumnezeu, pe care îl are numai Dumnezeu, că de aceea este creator, și anume omnisciența, adică atot cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie nici de timp, nici de martori, nici de argumente, nici de probe, ca să știe ce a făcut un om și să tragă concluzia cine merge la cer și cine rămâne pe aici, cine e mântuit și cine nu e mântuit. Aș vrea câteva versete din Biblie ca să vedem dacă într-adevăr Dumnezeu este omniscient. Mai întâi Proverbe 15:3. Spune, ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Mai mult decât atât, avem Psalmul 139, care este un psalm foarte frumos, care îmi place mie mult. Și spune așa, deci Psalmul 139 de la versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Ce știe Dumnezeu? Gândurile noastre. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Ce mai știe Dumnezeu? Cuvintele pe care nu le-am rostit, pe care urmează să le spunem, dar El le știe dinainte. Versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul vă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Apoi, Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă, atenție, judecă ce? Simțirile și gândurile inimii. Ce știe Dumnezeu? Știe sentimentele, știe emoțiile, știe gândurile ascunse ale inimii, adică ale subconștientului. Poate noi am uitat ce am pus în subconștient, dar El știe. Vedeți? De aceea când Domnul Hristos trăia pe pământ, ne spune Biblia că nu trebuia să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Nu la suprafață, ci înăuntru. Și fariseilor le spunea de multe ori, de ce aveți gânduri rele în inima voastră? Și atunci, dacă Dumnezeu știe totul, chiar mai mult decât știm noi, care este scopul judecății? Scopul judecății a fost interpretat de oameni în funcție de interesele lor de-a lungul timpului. Și mi-aduc aminte, cred că v-am mai povestit că în casa unde am copilărit exista o icoană, de fapt nu era icoană, că nu se închina nimeni la ea, dar era un tablou de mărimi considerabile și un sfert din imaginea tabloului acestuia era un foc, era focul iadului, dar era sinistru, vă spun, pentru că avea în mijloc și un ochi, probabil un ochi atotvăzător. Și
preoți îmbrăcați în haine de preoți, așa, aduceau grupuri de oameni legați în lanțuri și aruncau acolo în foc. Iar undeva deasupra era un chip care probabil îl reprezenta pe Dumnezeu și în față avea o balanță cu care cântărea păcatele oamenilor. De unde venea imaginea aceasta? Pentru că să știți că n-am văzut-o numai în casa părinților mei. Am văzut-o în mai multe case. Venea din Evul Mediu întunecat, pentru că atunci biserica voia să-i sperie pe oameni cu focul veșnic al iadului și cu judecata lui Dumnezeu și nu să-i sperie ca să nu mai păcătuiască. Nu. Voia să-i sperie ca să scoată bănuții și să-și cumpere indulgențe, pentru că știm cu toții cum era cu indulgențele pe atunci. De aceea spun că judecata a fost interpretată în fel și chip. Iar spaima aceea de judecată n-a trecut nici când eram eu copil și vă spun că n-a trecut nici astăzi. Și totuși, care este scopul judecății? Am spus că Dumnezeu fiind creator este omniscient, dar nu la fel sunt creaturile, indiferent dacă sunt căzute în păcat sau nu. Și creaturile sunt îngerii, sunt oamenii, dar nu sunt niciunii, nici alții omniscienți. Este un atribut numai al lui Dumnezeu. Și atunci judecata are loc pentru a arăta creaturilor cine este și cum este Dumnezeu și cine este și cum este omul. Știm cu toții că trăim în timpul unui război între bine și rău, între Dumnezeu și Satan. Acest război a izbucnit în cer când nu exista niciun om în univers. Și a izbucnit datorită acuzațiilor pe care le-a făcut Satan în dreptul lui Dumnezeu. Ori dacă există un acuzat, trebuie să existe și o judecată, ca să vedem cine are dreptate. De aceea, Dumnezeu este judecat. Noi, în general, ne uităm la noi, pământenii, și spunem că tot interesul universului este pentru mântuirea noastră. Nu! Interesele cerului sunt mai înalte decât mântuirea noastră. Este ca Dumnezeu să scape de acuzațiile nedrepte care i s-au adus. De aceea, în Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Vedeți, nu zice Dumnezeu, veniți voi încoala mine să vă judec eu. Nu zice, veniți să ne judecăm. Hai să mergem împreună la judecată. Voi reveni asupra acestui verset. Un alt verset care ne spune că Dumnezeu este judecat, Apocalips 14:7. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. A venit ceasul când el este judecat. Și cred că și mai concludent este Romani 3:4. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Nu numai Biblia ne spune că Dumnezeu este judecat, a fost acuzat și este judecat, ci și spiritul profetic ne spune asta. Și voi citi două pasaje scurte din Tragedia veacurilor, din capitolul Originea răului. Și spune așa: Satan l-a amăgit pe om la păcat, prin aceeași reprezentare falsă a caracterului lui Dumnezeu pe care o practicase în ceruri, făcându-l să fie privit ca aspru și tiranic. Și a reușit să ajungă atât de departe încât să declare că restricțiile nejustificate ale lui Dumnezeu au dus la căderea omului. Și următorul pasaj: întregul univers va fi martor, atenție, întregul univers va fi martor, cu privire la natura și urmările păcatului, iar distrugerea lui totală, adică a păcatului,
Dacă s-ar fi făcut la început, ar fi provocat îngerilor frică, iar lui Dumnezeu dezonoare. Dar distrugerea totală a păcatului va dovedi acum că iubirea sa este mare și va reabilita onoarea în fața universului. Deci vedeți scopul judecății lui Dumnezeu? Să-i reabiliteze onoarea în fața universului. Încă de când a păcătuit, Satan și-a justificat rebeliunea, spunând că societatea condusă de Dumnezeu era nedreaptă și pentru binele îngerilor pe care îi conducea, el s-a revoltat împotriva acestei conduceri. Judecata lui Dumnezeu este numai rezultatul sau concluzia cazului care stă în așteptare de când păcatul a intrat în univers. Am mai spus și altă dată că atunci când Satan a păcătuit, el n-a făcut o ședință cu îngerii și le spune tuturor, ia uite ce rău e Dumnezeu. Nu, a mers de la înger la înger, șoptindu-i fiecăruia că Dumnezeu e nedrept, că e tiranic și multe alte acuzații. Până când, în mintea îngerilor, a pătruns îndoiala. Văzând că această metodă a dat rezultate pentru că nu e de colea să atragi de partea ta o treime din îngerii lui Dumnezeu. Și văzând că această metodă a dat rezultate, a folosit-o și în Eden. Și când spui o minciună, așa pe față, riști să nu fii crezut. Pentru că ascultătorul poate spune, ei, lasă-mă cu minciuna asta că se vede de la o poștă că e minciună. Dar când amesteci mult adevăr cu puțină minciună, rezultatul este sigur. Și așa a făcut Satan în Eden. Oare un singur cuvânt de îndoială? Și apoi a spus un adevăr. A zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii? Da, așa spusese. Dar el ce a vrut să spună? Eu știu că Dumnezeu este rău, dar chiar ca să vă ia dreptul de a mânca din toți pomii din grădină. Și imediat Eva s-a simțit abuzată, s-a simțit nedreptățită și când a mai și repetat acuzația, Satan a zis, nu veți muri, dar el știe că dacă veți mânca din pomul acesta, veți deveni ca el și își va pierde autoritatea asupra voastră. Iar Eva s-a îndoit de cele spuse de Dumnezeu și în șarpe a văzut prietenul care o va ajuta să-și păstreze drepturile. Îndoiala, după mine, este o stare de spirit extrem de periculoasă. Dacă ar veni cineva și v-ar spune despre mine niște lucruri rele și urâte și după o perioadă s-ar dovedi că nu sunt adevărate, credeți că acele cuvinte vor ieși din mintea dumneavoastră? Nu vor ieși. De câte ori mă veți vedea sau veți auzi de mine, acele semne de întrebare vor apărea în minte. Așa s-a întâmplat cu tot universul. Îndoiala înseamnă neîncredere. Dumnezeu le-a spus, eu vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Și i-au zis, Doamne, nu prea credem. Știu eu, hai să punem noi mâna pe arme. Îndoiala înseamnă nesiguranță. Și Domnul ne spune, voi scoate inima de piatră din voi și vă voi da o inimă nouă. Și voi pune legea mea în inima voastră. Și noi zicem, Doamne, nu prea sunt sigur, știu eu, uite-te la mine. Îndoiala înseamnă în ultimă instanță necredință. De aceea, Biblia este plină de îndemnuri la credință. Facă-ți-se după credința ta, credința ta te-a mântuit, prin credință suntem mântuiți, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți și așa mai departe.
Îndoiala merge într-o direcție și credința merge în cu totul cealaltă direcție. Ori ai îndoială și nu ai deloc credință, ori ai credință și nu te îndoiești deloc. Nu se poate să le ai pe amândouă. Numai că Satan a repetat fiecarei generații îndoielile în mintea oamenilor, iar oamenii le-au transmis mai departe generațiilor, până când astăzi și cei care spun că sunt creștini nu mai cred în dragostea lui Dumnezeu. Și revin la Isaia 1 cu 18. Veniți totuși să ne judecăm. Adică ce zice Dumnezeu? Veniți, voi care mă acuzați, și demonstrați-vă acuzațiile. Arătați că acuzațiile voastre sunt adevărate. Vin și eu cu voi și eu demonstrez cine sunt și cum sunt. Nu vom sta acum să spunem ce a făcut Dumnezeu pentru neamul omenesc, am stat până mâine aici. Dar voi continua cu același verset care spune: uite cine sunt eu, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi păcatele voastre roșii, cum e purpura, se vor face ca lâna. Eu ăsta sunt. Și mi-aduc aminte că scrie undeva în Biblie: ce aș fi putut să mai fac viei mele și nu i-am făcut. Acesta este Dumnezeu. Dar Biblia ne vorbește și de o judecată a oamenilor. Și noi de asta ne înspăimântăm foarte tare. În continuare vă voi citi niște calupuri de versete. Să știți că sunt foarte puține scoase de mine. Ele sunt atât de multe în Evanghelie și în scrierile lui Pavel, încât cred că ne-ar trebui ore întregi să le analizăm. Dar am scos câteva versete. Mai întâi, Eclesiast 12 cu 14. Aș vrea să fiți atenți, să vedeți cine face judecata. Deci, Eclesiast 12 cu 14. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. De ce ascuns? Păi Dumnezeu a spus că le știe. Dar creaturile nu le știu pe cele ascunse. Ele știu numai ce s-a văzut, ce n-a fost ascuns. Haideți să vedem. Ioan 5 cu 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Fapte 10 cu 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului că El este rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Ioan 5 cu 27. I-a dat putere să judece, întrucât este fiul al omului. Fapte 17 cu 31. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul cu o mare, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Cine este judecătorul? Domnul Hristos. Păi haideți, v-am pierdut pe drum. Este Domnul Hristos. De ce Tatăl i-a dat judecata fiului? I-a dat judecata fiului pentru că în Matei 11 cu 27 spune așa: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. De ce Fiul? El cunoaște pe Tatăl și El cunoaște standardul la care trebuie să ajungă omul. Standardul pus de Dumnezeu pentru om. De ce fiul omului? Pentru că el cunoaște omul, cunoaște împrejurările în care trăiește omul și cunoaște ispitele la care este supus omul. Haideți să vă mai citesc alte versete. Ioan 12 cu 47.
Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Ioan 5:45. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Păi nu, că părâșul e altul. Ioan 8:15. Eu nu judec pe nimeni. Ioan 3:17. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Judecă Domnul Hristos? Da? Eu de aici am văzut că mie așa mi-a spus și eu nu judec pe nimeni. Mie așa mi-a spus. Alt verset. 1 Corinteni 6:2-3. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Ia uite, aici sunt alții care judecă, sfinții. Alte versete. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ioan 3:18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Și 1 Corinteni 2:15. Omul duhovnicesc poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Nu vi se par contradictorii versetele astea? Mie așa mi s-au părut. Dar eu știu că Biblia nu se contrazice și apoi am zis, problema e la mine, trebuie să văd ce vor să-mi spună. Dumnezeu a decis să pună capăt păcatului în univers, dar nu se poate pune capăt păcatului atâta timp cât există îndoială. De aceea Dumnezeu va descoperi în fața universului istoria păcatului. Și pentru că Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și drept, istoria vieții fiecărui om este înregistrată în cer. Pentru ca nimeni să nu poată spune, i s-a făcut o favoare cuiva sau i s-a făcut o defavoare altcuiva. Nu, totul este înregistrat. Și v-am spus mai dinainte, este înregistrat și gândul și vorba nerostită și faptele pe care le-am fi făcut dacă am fi avut ocazia și simțămintele și așa mai departe. Toate sunt înregistrate, ne spune Biblia, în niște cărți. Haideți să citim Daniel 7:9-10. V-am spus că sunt multe versete, dar altfel fără ele nu mă descurc, pentru că eu din ele am aflat niște lucruri. Daniel 7:9-10. S-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Acum vreau să fac o paranteză în privința cărților. În Vechiul Testament, cum era o carte? Era un sul de piele sau de papirus pe care cineva scria ceva și altcineva citea de pe el. Apoi oamenii au inventat cărțile acestea cu file, cu foi. Și acestea sunt cărți. Mai nou, oamenii au dezvoltat o tehnologie care poate scrie, poate înregistra audio, poate înregistra video. Și m-am gândit așa, dacă într-o societate decăzută ca a noastră, cu niște minți limitate ca ale noastre, tehnologia a ajuns atât de departe. Oare cum o fi în cer? Credeți că mai aleargă îngerul cu călimara și cu tocul, cu penița, să mai scrie ceva? Eu nu pot să cred așa ceva. Acolo, cărțile, cu siguranță, sunt cine știe ce
gadgeturi, ce aparatură sofisticată pentru înălțimea unei societăți perfecte, cu niște minți luminate și conduse de o minte infinită. Numai că Dumnezeu a vorbit așa oamenilor. De ce? Ca oamenii să poată să înțeleagă și să poată să transmită mai departe. Și Dumnezeu s-a folosit de obiceiurile oamenilor. Știți că rândul trecut vă vorbeam de jurământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram și a trecut printre animalele acelea despicate în două. Așa era obiceiul locului. Și Dumnezeu s-a folosit de obiceiul acela să-l facă pe Avram să înțeleagă. Dumnezeu se folosește de tehnologia de la ora respectivă și de vocabularul de atunci. Păi cum ar fi fost să-i explice Dumnezeu lui Avram despre calculatoare și chiar lui Ellen White? N-ar fi înțeles. De aceea el folosește limbajul pe care oamenii înțeleg. De aceea spune că toată viața unui om e înregistrată în cărți. Nu știu cum e aparatura acolo, dar v-am spus, nu cred că mai zboară un înger cu călimara după el. Cărțile din ceruri sunt de mai multe feluri, fișierele, cum or fi acolo. În Maleahi 3:16 spune, o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsă se vorbește de cartea vieții. Spune aici că s-au deschis cărțile și a început judecata. Judecata se face în funcție de cele scrise în documentele acelea. Unde v-am spus, atenție, sunt înscrise și motivațiile și gândurile și tot, nu numai faptele. În cartea vieții se pot face modificări. Haideți să citim Exod 32:33. Acolo spune așa, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Deci în cartea vieții se fac niște modificări. Acolo inițial sunt scrise numele tuturor celor care au luat numele Domnului Hristos asupra lor și au spus că sunt creștini. Dar cei care au trăit după poftele lor, și spune Dumnezeu, au păcătuit împotriva mea, îl voi șterge, numele lui e șters din cartea vieții. Dar sunt și nume care rămân. Apocalips 3:5 spune așa, cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dar știți că și acolo unde numele rămân se fac modificări? Se șterg păcate acolo. Știți, când omul a păcătuit și ce-a cerut iertare, a fost iertat, dar păcatul n-a fost șters din dreptul lui din cartea vieții. Nu avem timp acum să stăm să analizăm lucrurile acestea. Poate altă dată. Dar acum, la judecată, păcatele sunt șterse. Aici intervine, nu rolul, că Domnul Hristos joacă un rol, intervine activitatea de mare preot și de mijlocitor a Domnului Hristos. Pentru că aici el arată universului că păcatele acelea pe care le șterge au fost plătite cu sângele său, iar omul a biruit tot prin puterea sa și nu mai păcătuiește. Domnul Hristos nu mijlocește ca să îmbuneze un Dumnezeu mânios, pentru că tot el spune, nu mă voi ruga Tatălui pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește. Această judecată despre care am vorbit a început în 1844. Nu stăm nici de profeție acum, noi știm lucrul acesta. Ea continuă și astăzi, dar trebuie să se termine înainte de venirea Domnului Hristos, pentru că la venirea Lui trebuie să se știe cine merge în cer și cine nu merge. Eu am numit-o separarea oilor de capre și trebuie până la venirea lui să știe cine-i oaie, cine-i capră. Judecata aceasta se numește judecată de cercetare. Spunea aici în Daniel că mii de slujitori și zeci de zece ori, 10.000 stăteau înaintea lui.
Cine credeți că sunt persoanele acestea? Cine credeți că sunt? Care asistă la judecată? Sunt oamenii? Nu sunt oamenii, pentru că judecata asta de cercetare are loc acum și acum oamenii sunt unii pe pământ și unii sub pământ. Nu sunt în cer. Judecata asta de aceea se numește de cercetare, pentru că sunt cercetate niște documente. Cărțile acelea despre care am vorbit, acelea sunt cercetate și se face separarea oilor de capre. De ce participă îngerii la judecata aceasta? Păi nu ni se spune nouă în Biblie că îngerii sunt duhuri slujitoare. Cred că numai în cer o să vedem de câte ori și unde ne-au însoțit, de câte ori ne-au ocrotit, de câte ori ne-au apărat. Și ei sunt interesați de oamenii care sunt mântuiți. Și pentru a înțelege de ce un om n-a fost mântuit, de ce a fost capră, când îngerul credea că e oaie, pentru că el vedea numai exteriorul, de aceea ei participă la deschiderea cărților, unde vor vedea lucrurile ascunse, ca să înțeleagă ce s-a făcut acolo. De ce spune că unii au trecut din viață la moarte fără judecată? Păi sunt oameni care s-au cercetat când trăiau, au văzut că sunt păcătoși și au cerut iertare și au cerut ajutor. Iar Domnul i-a vindecat acolo în punctele unde ei aveau probleme cu păcatul. Și de aceea, acum păcatele vechi sunt șterse, noi nu mai fac și ei sunt ca și când n-au păcătuit niciodată. Ce să judeci la ei? De aceea trec din moarte la viață. Și uite așa, se încheie judecata de cercetare. Cei mântuiți merg sus, iar ceilalți nu pot suporta slava Domnului Hristos, pentru că Domnul nu va veni acum ca un prunc umil într-o iesle. El va veni în slava sa și în slava Tatălui său. Și Biblia ne spune că nu poate omul să-l vadă, să vadă slava lui Dumnezeu și să trăiască. Și începe mileniul, despre care din nou știm. Aici are loc ceea ce spune în 1 Corinteni 6, 2 și 3, sfinții vor judeca lumea. Sfinții ajuns în cer vor avea și ei întrebări, pentru că i-au cunoscut pe X, pe Y și li se vor arăta faptele ascunse. Să nu credeți că Dumnezeu le va arăta lor niște fapte ascunse ca să-i facă de râs pe aia nemântuiți. Nu e caracterul lui Dumnezeu acesta. Iar cine are o curiozitate bolnăvicioasă de a ști totul despre toți, oricum nu va ajunge în cer. Ci ei vor întreba de cei dragi, pe cunoscuți, de ce unii din ei nu sunt acolo. Și le vor fi dezvăluite faptele ascunse din cărțile din ceruri pentru a înțelege decizia care s-a luat. Acum, se termină mileniul și are loc judecata executivă, așa o numim noi oamenii. Pentru judecata aceasta de execuție, aș vrea să citesc din ce spune Spiritul Profetic, inspirat de Dumnezeu. N-aș vrea să fie ceea ce citesc eu, ce am înțeles eu. Ce spune Ellen White? Voi spicui din capitolul Sfârșitul Luptei. Și Ellen White spune așa: la sfârșitul celor 1000 de ani, Domnul Hristos vine iar pe pământ. Acum Satan se pregătește pentru ultima mare luptă, pentru supremație. Când înviază nelegiuiții și când vede marea mulțime a lor de partea sa, atunci speranțele lui reînvie. El se prezintă amăgiților săi supuși ca mântuitor, asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte. Aici nu știu ce se întâmplă, pentru că el până acum a lucrat sub acoperire.
El a fost nevăzut și a lucrat din umbră, de aceea mulți oameni nu cred că El există. Dar acum spune că se prezintă, înseamnă că este vizibil. Poate Dumnezeu îi ia puterea aceasta de a se ascunde, nu știu. Ei toți, nelegiuiții cu Satan, își fac planul să pună stăpânire pe bogățiile și pe mărirea noului Ierusalim. Încep toți să se pregătească de luptă. Maestrii iscusiți încep să făurească unelte de război. Mari comandanți militari, vestiți pentru succesele lor, organizează în companii și divizii mulțimile de oameni războinici. În cele din urmă se dă ordine de înaintare și oștile nenumărate pornesc înainte. O armată cum n-a mai fost adunată niciodată. Nu știu de ce, eu am crezut întotdeauna că lucrul acesta se va face rapid, dar va trebui un timp. Oamenii aceștia se înarmează și se organizează. Gândiți-vă că nu va fi foarte greu de făcut lucrul acesta. Acolo vor fi regi care au stăpânit țările lor cu mână forte. Acolo sunt împărați care au cucerit imperii și care le-au supus. Acolo sunt comandați de oști care au repurtat victorii răsunătoare pe pământul acesta. Sunt oameni de știință, sunt savanți, sunt tot felul de oameni cu spirit de organizare. Armatele Satanei înconjoară cetatea și se pregătesc de atac, cum erau înarmați și organizați. Sus de tot, deasupra cetății, pe un fundament de aur sclipitor, este un tron înalt și sublim. Pe tronul acesta stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jurul său se află supușii împărăției sale. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând înaintea lui Dumnezeu și cărțile au fost deschise și o altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după cele scrise în cărți. Aici aș citi din Iuda versetele 14 și 15 ca să vedeți cât de bine se potrivește ce spune Ellen White cu ce spune Biblia. Iuda, versetele 14 și 15. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva tuturor și să-i încredințeze. Ce înseamnă încredințeze? Să-i convingă pe cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Iar Ellen White continuă: de îndată ce sunt deschise cărțile și ochii Domnului Iisus se îndreaptă asupra nelegiuiților, ei devin conștienți de fie ce păcat pe care l-au săvârșit cândva. Ei văd acum exact unde anume piciorul lor s-a abătut de la calea curăției și a sfințeniei și anume cât de departe mândria și rebeliunea lor i-a dus în violarea și călcarea legii lui Dumnezeu. Apoi Ellen White descrie că vor vedea scenele răstignirii și vor vedea toate ocaziile pe care Dumnezeu li le-a oferit ca să se întoarcă la El. Și vor vedea de câte ori inima lor împietrită a refuzat invitația lui Dumnezeu. Și pentru că au fost convinși că asta înseamnă să nu mai ai îndoială, să fii convins. Și pentru că au fost convinși, spune că toți cu o voce exclamă: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale. Și căzând cu fața la pământ, ei se închină prințului vieții. Cine? Nelegiuiții. Ce este asta? E sentința pe care și-o dau singuri. Ei au luptat împotriva lui Dumnezeu, dar acum au fost convinși că Dumnezeu are dreptate și ei n-au dreptate. Satan pare paralizat când privește mărirea și maestatea Domnului Hristos. Chiar propriile sale fapte îl condamnă pe Satan. Cine îl condamnă? Propriile fapte.
Apoi spune că atât credincioșii cât și rebelii recunosc și declară în deplin acord: drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Faptul că pe Satan îl condamnă faptele lui, ne vine în ajutor și Ieremia 2:19, care spune: tu singur te pedepsești cu răutatea ta, tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei vedea și vei ști ce rău și amarnic e să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău. Și continuă: cu toate că Satan a fost constrâns să recunoască dreptatea lui Dumnezeu și să se plece față de supremația Domnului Hristos, totuși caracterul său rămâne neschimbat. Clar, atunci nu se mai schimbă niciun caracter. Furios peste măsură, el se hotărăște să nu cedeze până la urmă în marea luptă. El se repede printre supușii săi și se țilește să-i inspire cu propria furie ca să-i ridice la o grabnică bătălie. Dar din toate nenumăratele milioane pe care le-a amăgit la rebeliune, ia auziți, nu este nici unul acum care să recunoască supremația sa. Puterea lui a ajuns la sfârșit. I-a luat-o cineva? Nu. Nimeni nu-l mai ascultă. Din cauza faptelor lui. Furia lor aprinsă, a celor nelegiuiți, furia lor este aprinsă contra lui Satan și contra celor ce au servit ca agenți ai săi pentru amăgirea oamenilor. Și cu turbare de demoni, ia auziți, cu turbare de demoni se năpustesc acum asupra acestora. Cum erau? Înarmați, organizați și cu turbare de demoni. Apoi scriem: foc coboară din cer de la Dumnezeu. Pe pământ se produc mari crăpături. Armele ascunse în adâncul lui ies la iveală. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fiecare din aceste abisuri amețitoare. Chiar și stâncele sunt în flăcări. A venit ziua ca ele să ardă ca un cuptor. Elementele se topesc de căldură dogoritoare, iar pământul cu tot ce este pe el arde. Suprafața pământului pare o masă topită de căldură, un vast clocotitor lac de foc. Știți ce descrie Ellen White aici? Ea descrie, dar nu numește, pentru că nu avea termenii respectivi. Acesta este un conflict nuclear. De ce spun asta? Pentru că armele ascunse în adânc ies la iveală. Știți unde se păstrează armele nucleare? Se păstrează în buncăre, la mari adâncimi în pământ. Noi acum știm că omenirea a fabricat așa ceva, ceea ce Ellen White nu știa, că nu erau pe atunci. Plus că am și experimentat de două ori, la Hiroshima și la Nagasaki, în 1945, când americanii au dat cele două bombe. Știți ce căldură degajă o bombă? Am citit de mult o carte despre așa ceva, despre cele două bombe. Noi dacă ne opărim cu o oală de apă fiartă, apa fierbe la 100 de grade, murim. Dar temperatura degajată la nivelul solului, acolo a fost de 4.000 de grade. Bomba aceasta s-a declanșat undeva în atmosferă, deasupra unei clinici sanitare. Oamenii aceia s-au evaporat, pur și simplu, s-au evaporat. La o asemenea căldură ard și stâncile și tot ce este. Și să nu credeți că acest lucru se va produce aici și acolo. De când eram eu elev, acum 50 de ani, învățam că omenirea a produs armament nuclear încât să poată distruge pământul de mai multe ori. Iar zilele trecute urmăream un reportaj care chiar m-a mirat. Bine că de atunci s-au fabricat bombe cu hidrogen, unde temperatura e cu mult mai mare decât la cele nucleare, dar spunea că pământul poate fi distrus de câte ori credeți?
de 14.000 de ori. Și lumea încă se înarmează. Iar cei care sunt mai la periferia exploziei, ne spune Zaharia. Zaharia 14:12 spune: le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Și apoi spune că opera ruinătoare a satanei s-a terminat acum pentru totdeauna. Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, așa cum știm noi. Dar pe noi ne interesează acum judecata de cercetare, care se face acum când noi suntem aici. De fapt, haideți să vedem ce este judecata. Să știți că am căutat în Dex. Și Dexul spune așa: a judeca înseamnă a-ș forma o opinie despre cineva examinând argumentele. Și este adevărat. Ființele create vor forma o opinie despre lucrurile pe care nu le-au cunoscut, ale celor pe care îi cunoșteau. Dar Biblia are o carte întreagă numită Judecători. Și în această carte se spune de mai multe ori un lucru. Eu am luat decât Judecători 2:16, unde spune așa: Dumnezeu a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Să-i izbăvească, adică să-i scape. Judecata este scăpare, frații mei. Dumnezeu scapă de acuzații, oamenii scapă de păcate, universul scapă de îndoială. Este o scăpare. Când se va produce lucrul acesta? Păi, spuneam că judecata se termină înainte de venirea lui Hristos. Și când vine Hristos? Noi știm din Matei 24 că vine atunci când Evanghelia va fi dusă la toate neamurile. Dar ascultam o predică a fratelui Lucian Cristescu, unde spunea că sunt sateliți care transmit Evanghelia spre țările unde creștinii nu pot intra și o transmit în limba acelor popoare. Evanghelia a cam ajuns, cam peste tot. Dar spune Ellen White altceva și zice: când caracterul Domnului Hristos va fi reflectat de plin în poporul său, atunci va veni să ia la sine. Avem caracterul Domnului Hristos? Nu-l avem. În jurul anului 1890, Ellen White spunea că stropii ploii târzii au început să cadă. De ce n-au continuat? Pentru că mireasa n-a vrut să plece acasă. Mireasa a vrut să cocheteze și cu lumea și cu Domnul Hristos. Și aud adeseori afirmația asta că acum biserica e așa, vai de ea, da, cum era odată. Frații mei, țin să chiar să vă dezamăgesc dacă nu. Citiți mustrările pe care le avea Ellen White pentru biserica de atunci, din vremea ei, și sunt valabile și pentru biserica din vremea noastră. Tot la Odiseea era și atunci, tot la Odiseea e și acum. La Odiseea dormea atunci, la Odiseea doarme și astăzi. De ce doarme la Odiseea? E foarte mulțumită, știți? Când te doare ceva, nu poți să dormi. Când te sâcâie ceva, nu poți să dormi. Dar înseamnă că pe noi nu ne doare nimic. Noi suntem mulțumiți că avem ce mânca, avem ce îmbrăca, ne putem plimba, avem case, avem copiii bine în jurul nostru. Ce ne mai doare pe noi? Că sunt războaie și mor oameni acolo. La ei acolo, dar la noi. Frații mei, ne mai pasă de cei din jurul nostru și de suferința care umple pământul acesta? Ne pasă de o mamă care nu se mai ridică din mijlocul străzii îngenunchiată peste copilul ei mort în accident? Nu ne pasă. Ai noștri sunt bine, sănătoși și acasă. Ne mai impresionează când un copil de 5 ani a plecat tatălui la serviciu pentru o bucată de pâine și a fost omorât.
iar copilul acela în câteva săptămâni a albit de dorul tatălui, ne interesează? Ne interesează că sunt din ce în ce mai mulți copii care se luptă cu drogurile, care se distrug, își distrug familiile și distrug și pe alții? Ne place pe pământul ăsta așa? Mie să știți că nu mai îmi place. Ne mai deranjează pe noi că Dumnezeu este denigrat, cum n-a fost niciodată. Mi-am notat câteva fraze ale unui mare om de știință, pe care eu l-am pus între niște mari ghilimele, care este arhitectul noii lumi. Știți ce spunea omul acesta? Zice așa: vom avea puterea de a ne reproiecta corpurile și creierele prin inginerie genetică, fie prin conectare directă la computer sau crearea unor entități complet non-organice, ca inteligența artificială, care nu funcționează pe suport organic. Se creează o altă specie. Fraților, Satan vrea să termine cu specia creată de Dumnezeu. Vrea specia lui. De ce? Păi, Doamne, haide, sunt bolnavi, sunt urâți, sunt proști. Să vezi ce specie creez eu. Și spune așa: cercetările genetice le permit părinților să creeze urmași atrăgători, inteligenți, un fel de hibrizi om-mașină. Nu știu dacă vă place lucrul ăsta. Tot el spunea: suntem pe cale de a forma entități divine. Ia auziți, formează entități divine cu calitatea de a ne transforma pe noi înșine în Dumnezei, și aceasta nu e o metaforă, spunea. Biblia ne spune că Dumnezeu este creatorul. Principala lui putere este de a crea totul după dorința sa. Omul câștigă aceeași putere la fel ca Dumnezeu. Dar putem să-l depășim pe Dumnezeul Bibliei? Chiar dacă crezi în Biblie, deci ia uite, nu-ți spune să nu crezi în Biblie. Crezi în Biblie, dar el vine cu altceva mai bun. Chiar dacă crezi în Biblie, singurul lucru reușit de Dumnezeu e să creeze ființe organice, adică de-astea ca noi, din celule care cresc. Noi vom crea forme de viață anorganice, entități artificiale inteligente. Suntem pe cale să reușim și vom fi deasupra Dumnezeului Bibliei. Vă place? Nu ne-am săturat de pământul acesta? Sau credem că dacă noi băgăm capul în nisip castruțul și nu vedem ce se întâmplă în jur și nu vedem suferința din jurul nostru, ea nici nu există? Să știți că Satan are grijă să mai vină să ne mai arunce așa câte o jucărie, ca să ne mai bucurăm din când în când și să stăm liniștiți, să nu cumva să ne trezim. Și peste un timp ne mai aruncă o jucărie. Iar noi ne lăsăm conduși și stăm adormiți și credem că vom trăi pe aici 100 și de ani și apoi vom avea parte și de viața veșnică. Dragilor, haideți să ne trezim. Și exact cum spuneam la început, haideți să nu mai citim Biblia. Că Biblia nu este un roman. Haideți să o studiem, cum n-am studiat-o niciodată, și cu rugăciune, ca Dumnezeu să ne descopere planul pe care l-are cu noi. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, închidem serviciul divin cu imnul 493.
Îți mulțumim, Tatăl nostru care ești din ceruri, pentru că Tu ne-ai lăsat ziua de sabat, ziua de odihnă, în care să venim la casa Ta de rugăciune, ca și pe vremuri, când se citea Scriptura, se citea legea Ta, era lămurită ca să poată să înțeleagă fiecare. Îți mulțumim, Doamne, că și noi venim în sabat, și îți mulțumim că Tu ai ales oameni, copiii ai Tăi, pe pământul acesta, în care se explice legea Ta, în care să ne citească Scriptura și prin care să înțelegem fiecare, dacă citim în ea, ceea ce Tu vrei să ne spui. Îți mulțumim pentru tot ce am auzit în această după-amiază. Îți mulțumim pentru că știm că timpul judecății a sosit, pentru că Evanghelia aceasta a ajuns în toată lumea, prin mijloacele care sunt rânduite în ziua de astăzi și pe care Tu le-ai îngăduit. Doamne, ne-i rușine de starea noastră. Recunoaștem, Doamne, că încă nu ne este dor de acasă, pentru că ne place să trăim pe pământul acesta așa cum vrem noi. Încă firea noastră nu s-a schimbat, suntem tot în firea noastră păcătoasă. Strigăm la Tine, la făgăduința care ne-ai făcut-o, că ne vei da o inimă nouă, în care, Doamne, să plângem, să alergăm după Tine. Îți mulțumim pentru această făgăduință și cerem, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne ia în stăpânire inima, ca gândurile noastre, întreaga noastră ființă să fie îndreptată către Tine. Ochii noștri să privească, Doamne, către Tine, căci Tu, cât de curând, așa cum ai promis, căci vii curând, vei veni pe norii cerului, dar ne punem întrebarea fiecare în dreptul fiecăruia. Doamne, sunt eu gata să Te întâmpin? De aceea, ajută-ne, Doamne, ca să ne întoarcem la Tine astăzi, pentru ca să nu fie prea târziu. Dă-ne puterea Duhului Sfânt, pe care Tu l-ai făgăduit, că îl vei da poporului Tău, ca o ploaie târzie, când pământul este gata de secerat. Ajută-ne ca să fim din aceia care Te așteptăm cu drag. Și credința noastră, Doamne, și faptele noastre să poată să aducă o mărturie, ca lumea să vadă adevărul, credincioșia Ta și nevinovăția Ta, că ești drept și milostiv. Îți mulțumim și Te lăudăm și ajută ca aceste învățături să fie întipărite în mintea noastră și când plecăm de aici, Doamne, ca și cei din Berea, să cercetăm Scriptura, ca astfel cunoștința să crească, noi să Te proslăvim, să Te mărturisim, să Te lăudăm, ca să fim gata să Te întâmpinăm cu bucurie pe norii cerului. Îți mulțumim că ne asculți, Te lăudăm, Tată bun, numele Tău să fie lăudat, proslăvit prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin.